De ziua lui, Petru Clofos și-a invitat prietenii, dar și iubitorii de artă să fie alături și i-a servit cu poezie și fotografie. Acesta a organizat o expoziție în care și-a prezentat cele mai recente fotografii, dar și poezii pe care le-a scris chiar el. Cum a fost la Fotograi, vedem în continuare. La ei 30 de ani, fotograful Petru Clofos a organizat o expoziție de suflet în care a combinat perfect imaginea cu poeziile care le scrie chiar el. A venit să-și felicite feciorul și să-i admire expoziția și mama lui Petru, care spune că în familia lor toți sunt îndrăgostiți de artă. Pasiunea față de fotografie, nu știu, cred că fiecare om iubește fotografia pentru că iubește să-și vadă undeva chipul sau chipul oamenilor dragi, celor care ne înconjoară, lucrurilor preferate, dar pasiunea față de poezie. Toți în familie iubesc literatura, arta, poezia. Toate mi sunt preferate pentru că sunt făcute cu dragoste și faci ceea ce iubește. Și iubește ceea ce face. Unele lucrări le-au atras atenția în mod special vizitatorilor. Чуть-чуть раньше знаком с этими фотографиями, чем некоторые люди, да, но больше всего я назвал его Винни-Пух. С горечью, конечно, потому что поникшая голова наводит на грусть какую-то, вот, но так как он идет, я думаю, что он к чему-то придет, к хорошему. Поза кареку толпич, не толпика, чалу миг, чалу и Петру паре месим примата, колу фарте бини сведя трекуту, швейтору лой, да, че чел аштяпты. Pentru prima dată într-o poză am văzut ceea ce a fost și ceea ce va fi, ce va urma. Și expune atât părerea și emoțiile, da, asupra acestei pozi. Și chiar bine este combinată. Poezia se reflectă ca un fundal al acestei poze. Doar Petru nu are niciuna favorită, pentru că în fiecare fotografie și fiecare vers a depus suflet. Poeziile sunt făcute în baza fotografiei sau unele fotografii sunt făcute în baza textului. Fie că fotografia a precedat textul sau textul a precedat fotografia. Și mă gândeam să le dau și viață într-o expoziție. Că în ziua de azi suntem cuceriți de internet, de discuții online, dar mi-aș fi dorit o socializare cu cei care nu doar că văd fotografiile, dar pot veni și cu reacții. Mă inspiră de la momente absurde banale până la oameni, emoții, trăiri, sentimente. Inspiră locurile pitorești care le avem, oamenii frumoși, oamenii emotivi. Așa am fost și eu. Da. E o copilărie care, din păcate, unii poate în ziua de azi nu o mai au, dar eu am trăit în așa momente. Am retrăit astfel de emoții și e o fotografie realizată într-un sat din Republica Moldova, într-o zi de vară, în care un copil cu mai mulți, cu alți copilași, era la scaldat. Era el unicul, cel care era gol-goluț așa frumos, cum liber, fără griji, fără nevoie, fără probleme, liber el și cu natura în jurul său. Autoportret, da? Un corb care are 30 de ani încă. 950. Ce anume corp? E simbolul longevității, e simbolul experienței. E tatăl meu. A fost un moment, tatăl meu nu prea iubește să fie fotografiat și am găsit o unghie în care să-i redau latura, să-l prezint așa cum este el. Și am dedicat și niște versuri. Uite, n-ai cum să nu spui că e o fotografie la care nu țin mult. Poți să reciți? Fumul greu se lasă în taină peste un chip cioplit de timp. Fumul greu îmbracă o haină peste un zâmbet ars de vânt. Fumul sumbru în orice oplește peste un dor uitat la orizont. Fumul sumbru în zări lovește peste un chip rănit de glonț. Iar cea mai de preț felicitare de ziua lui Petru a primit-o de la nepoțelul său. Ziua un an. L-ai felicitat? La mulți ani. Ei, ți-a plăcut expoziția? Nu înțeleg și tu. Da, expoziția!